dacă nu vin. Noi stăm până toată noaptea, până când facem toate ieșiții, nu discutăm. Presimțiți? Nici aseară nu au venit și atunci simt că nici seara asta. Româna țibănească. Și atunci mergem și stăm. Iată ce e ideea, Miru. E de x, y, egal cu x pătrat, minus x plus 3y plus 7 pe 2, plus y pătrat, să arătăm cum mai mare egal ca 0, orice are x fi y. Apoi acum îl puteați făcut exemplul ăla, știu? Știți, pe 2 îl scriem ca și fiind... Să vedem ce ne trebuie. 4 pe 2 plus... Să vedem ce ne trebuie, da. Mergea la acolo x. Avem nevoie... Îl scriem ca și fiind 2 pe 2. 2 pe 2 plus 5 pe 2. Da. 2 pe 2 plus 5 pe 2. Așa trebuie să zicem. Deci, hai să zicem, echivalent, v-am spune, e de x și y, este egal cu x pătrat minus x plus 3y plus 7 pe, plus y pătrat. Hai să zic așa, y pătrat, plus 7, în loc de 7 pe 2, zic 5 pe 2, ai spus tu minunat, vrei tu 5 pe 2, nu știu de ce. 2 pe 2. Da? 5 pe 2 plus 2, dar de ce 5 pe 2? Deci ce s-o fi gândit așa? Da, s-o gândit eu. Să duc, pentru că a spus, ați explicat dumneavoastră că acolo pe X putem să mă scrie ca fiind 2 pe 2 X, adică... Da, mă. Da, da. Mă, fiindcă 5 pe 2 e și s-o anterior, mă. Cam greu. Tu vezi că e toată povestea asta preluată, m-am numărul l-am modificat. Mai așa că de pe deci de 5 pe 2 din, ai tu nevoie și plus ce ți-o mai fi fost acolo și ai văzut că e 2 pe 2. Care înseamnă 1, nu? De și atunci, egal mai departe, cu cine? Cu ce am făcut mai înainte? X, cât este? X minus 1 pe 2 totul la pătrat plus Y minus, sau plus este, X, plus. Y plus 3 pe 2, totul la pătrat, totul la pătrat și plus 1. Da. Și plus 1. Păi, ăsta e mai mare egal decât 0. Ăsta e mai mare egal decât 0. Și plus 1, care e strict mai mare ca 0, în concluzie, nu mai mare egal cu 0, strict mai mare ca 0. Da, corect. Că niciodată nu va fi 0. Fiindcă, eventual, va face 0 plus 1. Iar 1 nu mai poate să fie vreodată 0. Deci inegalitatea am modificat-o, punându-i un 1 acolo, pe care l-am încorporat în, 5, în numărul 5 pe 2, am prins acolo, o să facem următor. Deci, 7 pe 2, da? Deci, iată că am modificat ieșitul, dar nu l-am modificat decât foarte puțin, doar partea numerică, și nu am făcut decât să mai adaug un 1 acolo. Ca să vezi dacă vă prindeți. Stai, sigur că da. Și l-am prins. Da, și zicem... Așa. Mai multă, mai multă atenție. Mergem mai departe să vedem o altă. Exercițiul următor. Da, exercițiul următor. 13 parte, nu? 12. La 12 D vrea, Miruna. G. G. Restul puteți să le faceți și acasă, după mă. Evident. Exact. Aflați X și Y reale dacă. Dacă X pătrat plus Y pătrat. Ce X pătrat plus Y pătrat plus X. Păi da, ai alergii la matematică? Nu, e ca așa. Deci alergii la matematică. Nu, el de dragi. Da. Nu, nu. Atâta a simbolul de și așa, concentrare e, maximă. Ce veți avea pus? Aici? Bine. Da. Vreau să vă întreb de la început, da. Bine, cum arătarea casei. Unde e credință, acolo e iubire. Unde e iubire, acolo e și pace. Unde e pace, acolo e și binecuvântare. Unde e binecuvântare, acolo e și Dumnezeu. Unde Dumnezeu, lipsa nu e. Corect. Lipsa nu e. Corect. Nu lipsește Dumnezeu. Astăzi m-a fost dat acest... Dar noi dar puneți-o de la moldoveni. Să se vadă și la... Da? Camera. Păi uite, o pun eu. Dacă tu asta mi-ai propus... Ia ține. Ține tu. Uite, așa se vadă foarte bine. Ca să o vadă prietenii noștri. Am fost dat de la moldoveni. De aici. Un... constructorul meu de biostup. Mă șterge cu
moldovenii au, cerut, o să facem și un zoom pe el acolo. Au cerut și biostupii aceștia. Și de bucurie, mă rog, au ajuns biostupii acolo și de bucurie cei care așa mi-au trimis așa ceva. Ca formă de mulțumire, înțelegere, apreciere și de o formă de asta spirituală. Sigur că da. Spunându-l, de fapt, că realizarea mea în apicultură nu e întâmplătoare. Este datorită acolo. Deci, 12G. Copii, ca să știți, voi mă dați. 12G. X pătrat plus Y pătrat. Deci, ești numărul 12. Da. Tot la pagina 89. G-ul. Da. X pătrat plus Y pătrat plus X minus 3. Y plus 5 pe 2 egal cu? Plus X minus 3Y plus 5 pe 2. Da. Exact cu modelul anterior. Egal cu 0. Egal cu? Când 0. E egal cu 0. Când e egal cu 0. Dacă și numai dacă. Exact. Cu modelul. E deja făcut. Exact. Da. Cu mine e X. E deja făcut, da. Plus. Păi ce-i cu plus? Da, e plus acum. X plus 1 pe 2, totul la 2, plus Y minus 3 pe 2, totul la 2, egal cu 0. Asta se întâmplă dacă și numai dacă X plus 1 pe 2 este 0 și Y și Y minus 3 pe 2 egal cu 0. Asta înseamnă că X egal cu minus 1 pe 2 și respectiv plus Y egal cu 3 pe 2. Atâta tot? Da, drag, atâta tot. Totul s-a bazat pe faptul că strângem aici ca o sumă de pătrate perfecte. Și o sumă de pătrate perfecte este 0. Pe primul rând s-a încurcat cu minus. În mod normal aici este mai mare egal decât 0 tot timpul. Și întrebarea era când este 0? Corect. 0 este atunci când fiecare paranteză este 0. Asta doar pentru că am discutat mai înainte că 5 pe 2 îl împărțim pe 1 cu 1 pe 2 și 3 pe 2 acolo. Exact. Deci tot pătrat. 4x pătrat. 4x pătrat plus 9y pătrat, da. Minus 4 pe lângă x minus 3y, închide paranteza, plus 5, egal cu 0. Hai, mă, mai desfacem. Dacă și mai dacă, desfacem paranteza, da. 4x pătrat plus 9xy pătrat plus 9y pătrat. 9y pătrat, da, am notat și x. Minus 4x plus 12y, am schimbat parcă tabela, da. Nu? Plus 5. 12y plus 5. Plus 5. Da, mai merge. Plus 0. Așa. Și ia să vedem că, ia să vedem cine găsește două binomii. Ia vedem, vino. E egal cu 2x minus 3 la a doua, plus 3 de minus 2 la a doua. Da. 2x minus cât? Minus 3. Hai, da. Minus 3. Nu sunt de acord. 2x plus 3. Eu nu sunt de acord, domnule. Nici, eu merg până la elevul, la inițiativa lui și te rog, Mitrona, 2x, cât e? 2x minus... 2x, mă gătesc. Da, ajuns. Păi zi, da. Păi zi, așa, uitam că... E 2x minus 2, nu. Mulțumesc. Haideți să ne gândim atunci, să-i grupăm, domn profesor, că n-a văzut. Să-i prindem așa, da. Deci 4x pătrat. Minus 4. Minus 4x. Plus cât? Plus... cine? Totdeauna aici e plus, nu? Că e da, partea doua la pătrat. Plus 9 Y pătrat. Pătrat. Haideți copii, gândiți-vă toți. Plus 12 Y plus cine? Da. Totul să fie din 5 venit. Da? Și acum, hai să de desubt mai scriem încă. În loc de 4 X pătrat, puteți zice 2 X pătrat. Totul la pătrat. Corect. Minus de 2 ori, am nevoie de 2 ori. 2 X. 2 X. De două ori. Ori 2. Ori prima parte, ori 2x. Da. Și deja la. Deci 2 ori 2x. De două ori 2 ori 2x. Ori cine să facă 4x? 1 ori 2. Ori 1. A, 1 pentru că doar de faci 4. Da. Ai deja 4. Deci ori 1. Iată. Aia le știu, știu ce fac. Plus. De acolo 1. De acolo 1. Deci a apărut partea a doua. Da. Adică 1 la pătrat. Da. Iată, coborâm, îl zicăm mai și unul la pătrat. Și acolo rămâne 4. Plus, o secundă. Pe 9y pătrat îl vedem ca fiind... 3y. Vorbește Anca. 3y la 2. Da. Plus, Anca, rupe-l cum îți trebuie. De două ori. Plus
2, 2 radical din 3y. 2 ori 3y. Și 2 ori 3y face cât la mulțire? 2 ori 3 6y. 6y. Și ori 6. Ori 6. Asta ajunge la 12. Da. Ori 2. Și acum ți-a fost telefonată partea a doua. Adică 5 plus 4. Și plus 4. Care vine perfect din 5. Că 4 și cu 1 fac 5. Perfect. Da? Și atunci poți să spui că ai de fapt. Care e binomul, primul binom anca? 2. 2x plus cât? Sau minus, minus corect, este minus 10, minus? Minus 1 la 2. 1 totul la pătrat. Da. Plus Tudor. Plus 3y. 3y. Plus 4. Nu, plus 2. Plus 2 la 2. Da, plus 2 la 2. Plus 2 la 3 la pătrat. Plus 2, totul la pătrat. Și asta e 0 când Tudor, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Asta e 0 și asta e 0. Adică dacă 2x minus 1, 2x minus 1 egal cu 0. Egal cu 0. Minus 1 pe 2. Adică rezultă că x egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Și 3y plus 2 egal cu 0. Ce ce ar însemna? Dacă 2 pe dacă x egal cu 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Păi, nu vezi cum îi duce partea cealaltă, asta e banalități de acum. Y egal cu minus 2. Hai să vedem. Eu mai vreau și pe H, domn profesor. Ori și H, da? Da. Și H, te rog. X pătrat plus 2Y pătrat. X pătrat plus 2Y pătrat. Minus 2 pe lângă. Minus radical din 3X. Plus radical din 2Y. Închideți paranteza, plus 4, egal cu 0. Cine conduce? Ne, tu. Tu, sigur că. Săracu. Ce? Vă desfacem paranteza, da? E ușor, haideți, lucrați. Echivalent. Echivalent cu x la 2 plus 2y. Scrieți sub toate, da? Vezi ce fac. X la 2. Facem mulțirea, minus 2 ori minus 2 vine. Plus 2 radical. 2 radical, 2x, adică sunt șmecheri. 2 x radical din 3. Da, te ajută așa, mult. Da. Am văzut că mă ajută. De 2 ori x radical, radical plus ceva, că nu știm. Plus radical din 3. Plus ceva. Plus de ce? Păi gata, și văzut. Au și văzut, bravo! Plus radical din 3 la pătrat. Am ajutat prea mult. Da. Plus. Plus. 2y pătrat. Dar nici eu nu știu unde. 2y pătrat. 2y pătrat. Dar cum să scriu pe 2y pătrat altfel, ca să fie totul la pătrat? Y totul la... Deci pe 2y pătrat vreau să fac o margine. 1 plus y totul la pătrat. Cum 1 băi plus y? Păi 1, adică e 1 și cu 1 ala de toți 2. Mai e de ce, mă? Doar mă de mine. Deci 2y pătrat, cum să scrii ca să fie totul la pătrat? Y plus y. 2y. Radical din 2, băi. Asta e. Băi. Radical din 2 ori y, totul la pătrat. Și indicăm, radical din 2 la pătrat face 2 și y pătrat. Da. Foarte simplu, dar trebuie să fii pe fază, da? Deci, atenție! Pe locul întâi scriu radical din 2y totul la pătrat minus, adică, minus, desfacem paranteza, da, minus 2 radical din 2, minus 2 ori y radical, nu, tot, cu toată partea. Minus 2 ori radical din 2 ori y, asta e partea întâi, adică, da. Și oricine ca să mă ducă la... S-a zis că știu. Știu. Avem mese pe gură. Dar știu că știu. Super. Da. Plus cât, mă? Ca să rămân... Plus 1. Plus ori 1, mă. Deci ori 1. Plus 1 la pătrat.
Da? Da. Plus 1 la pătrat. Și acum, ăștia se strâng foarte bine ca fiind cine Anca? X la X. X. Plus, în mod sigur. Plus. Asta e, plus radical din 3 totul la 2. Plus. Și plus, Tudor? Radical din 2Y. Așa. Minus. Așa. 1, tot la pătrat. Asta. Și egal acum, egală cu 0, dacă și numai dacă, fiecare în parte e egal cu 0. Deci de aici. Minus radical din 3. X-ul egal cu minus radical din 3. Și Y-ul egal cu... minus 1 pe radical din 2, adică radical de 2. Da? Radical din 2 pe 2. Pe 2, corect. Raționalizăm. Da. Da. Și iată că am găsit pe X și pe Y. Y. Da, a fost frumos. Ce tu tabla, ca să putem găsi 13. Să se zică mai să ajută, da. Da, da. Te zici mai întârzi, cum ai stai și pe ora celor de aușii. Nu-i vine să creadă, tata. Cum ai stai și pe ora. Și cu Tibi. Depășește... Mai stai și la Tibi. Mai stau și pe ora lui Tibi. Zic că am îndrăgostit de exercițiu numărul 4, punctul D. Nu? De matematică și de prof online. Important de matematică din prof online, că mai ales că îi pun în condiții de tipul la 4, te dau afară, că nu știu ce, trebuie să vezi filmele. Nu-i încântat de toate. Tot îl iubim pe prof. Tot îl iubim. Ca să pot să te văd eu de luni să văd la câte filme te uiți. Bun, dar trebuie să uite la toate, că eu, dacă am promis, mă țin de cuvânt. Deci voi veni din secvențele filmului respectiv, a filmelor, tuturor filmelor, și spun, acolo, ce ai văzut? Ce-am discutat. Ce-am discutat acolo. Și tu spui, la acolo, la chestia aceea, am făcut așa, am înțeles. Păi dacă ne mai amintim. Că, na, eu văd un film, dar nu mai amintesc toate secvențele din el. O să vedem, ne prindem. O să vezi. Da. O să vezi cât... Păi asta înseamnă că în filmul pe care îl vezi, nu stai să vezi ca la un film și să... Da. Mă rog, stai și butonezi... Nu știu ce, la telefon, te lești cu secuțile. Stai și ești concentrată și cu caietelul pe care... Atenție că nu glumesc. Deci sunt atât de serios și o să vă doresc asta. Cu caietelul pe care îl aveți, cu lecția pe care ați făcut-o, că aveți șansa asta, că aveți lecția făcută. Și urmăriți explicațiile astea și cum n-ați înțeles, dai o dată de două ori, de șapte ori, până înțelegi secvența aceea. Da, dar poți să dai înapoi, mami, stai că n-am înțeles și ce prof aici. Deci aici, acolo, acum mă pui pe viu să fac asta, acolo nu mă supăr, poți să mă pui de 100 de ori. Dar mă întorc înapoi și să mă și înjur dacă n-ai înțeles atunci. Că îți rămâi tu mai tu acolo. Care-i povestea? Deci, vezi că mâine, că nu face matematică de la 7, veniți la matematică. Deci, și dați drumul la lecții și vă uitați. Deci de vineri începând, de mâine după amiază, până... duminică seara, trebuie să văzut cele 3-4 filme. Dar când nu știm o secvență... Ai, lasă-mă, nu te mai speria, tu uite-te la... Păi dacă nu știi, atunci îl întrebi pe prof online, punându-l de 70 de ori. Secvența aceea, dai înapoi. Te mai spune o dată. Te mai spune o dată. Și când dai înapoi, ai șansa ca să înțelegi bucata aceea. Pentru că pe căiețel nu aveți vorbele mele. Insist. Aici facem diferența. Pentru că altfel voi confundați lecția de aici cu lecția de la școală. Da. Unde vorba zboară. Și rețineți doar ce. Acolo se rețineți numai frânturi, fragmente. Dar faceți așa și vă veți transforma în situația aceea când de mâine, să zicem, nu mai aveți șansa profului online. Se poate întâmpla așa. Și cum sunt elevii aceștia din toată țara, care se descurcă urmând pe prof online, numai pe filme. Azi am fost sunat de un copil de clasa 6 și mi-a spus așa. Domn profesor, am toată materia de liceu, de clasa 6. Toată o am. Pentru mine este o mare bucurie, pentru că n-am treabă și de când v-am descoperit, toată tema mi-o fac lecții de lecție, pentru că noi anul trecut am făcut lecții de lecție. Exact. Deci clasa 6 e făcută? Da. Am nu se înțelege bunoară că mă repet, dacă mi-ar fi clasa a șaptea sau a șasea, nu mai fac. E terminată clasa a șasea. Și clasa a șaptea e terminată, clasa a cincea e terminată, clasa a patra e terminată. Sunt filme acolo, corect. Sunt filme acolo, eu nu mai fac acum. Deci nu repet la anul clasa a cincea bunoară.
Deci legea asta, sunt lecțiile făcute, e problema de așa făcută. Deci voi aveți un avantaj major, pentru clasa a 8-a, două profesori, nu a avut și voi să faceți și la anul. Da? Da. Da. Deci aveți să ne exact, o să facă un profesor cu voi. Și la 11-a? Cine face? Ei, la 11-a nu mă mai primești. Am spus-o și o repet. Doamne ferește, se întâmplă ceva, să spunem, nu are importanță, viața merge înainte, dar filmele rămân. Și voi aveți o șansă că sunteți cei care la ora asta ați deschis, să spunem, pentru cel puțin 2 ani, nu? A 6-a și a 7-a, ani făcuți de la un capul la altul, lecții de lecții. Dacă este dacă ne prindeți... A, lasă-mă că dacă ne prindeți, când ne prindeți, ce ai de făcut? Dacă vă prind ce? Exact. Când ați făcut treaba asta? E povestea voastră, l-am spus că la chestia aceea, ora următoare nu mai vii. Nu mai insista atât, uite la mine. A, deci mai vii o oră, nu toată... Viața. Nu definitiv. Ești 13 de la pagina 80, ești altă după urmă. Da. 13 de la pagina 80, copii mari, atenție. Auzi, Tudor, mă determin acum să insist pentru definitiv. Băi, Tudor. Da? Deci pentru definitiv. Băi, Tudor. Dacă vrem să fim sobri, da, poftim. 13 de la pagina 80. A. Radical din, mai lung. Din x pătrat minus 2x plus 2. X pătrat minus 2x plus 2. Plus 2. Plus. Radical din y pătrat minus 4y plus 13 plus radical din z pătrat plus 6z plus 13 egal cu 6. Determinați x, y, z reale știință. Da. Idee. Foarte frumos. Foarte frumos. Scriem binomului x pătrat minus 2x plus 1. Asta e. Deci plecăm acolo, da? Deci zicem așa. Radical din. Radical din x plus 2, x minus 2. X minus? 2. Minus? Vreți deodată? Vreți deodată din nou? Da. Câte scrie? X minus 1 deodată. Da. Ah, x minus 1. Așa, x minus 1 totul la pătrat plus 1. Da, dar să-i lăsați fie să vedem dacă vedeau asta totul. Vedeam, eu am făcut aici, la x la 2 minus 2x plus 1. Da, Adi, ce nu mi-a plăcut aici, n-ai mers până la capăt, n-ai sesizat că lui minus 2x îi trebuie un 1, rup de aici, ca să se strângă ca un pătrat perfect, și rămas 1 pe care l-am adresat aici. Corect, ia în continuare, acum vă prind, ia. Ia să vedem, plus radical din. Y minus 2Y plus... Minus 4Y, eu văd acum. Dar eu zic binom. Binomul zici? Da, e pe noi de... Cum ai zis binomul? Cum? Y minus 2Y. Minus un număr. Minus un număr, nu minus 2Y. Da, exact. Binom. Ea zicea desfășurat. Dar desfășurat e minus 4Y, nu era minus Y. 2Y, deci nu știu ce e. Minus... 1. Ei, nu. De ce? Plus 1. Da? Și dacă e 4, cum îl scrii? 2 ori 2. 2 ori 2. Deci y minus cât? Y minus 2. Corect, y minus 2 tot la pătrat. Hai să-l facem deoparte. Y minus 2. Hai să-l vedem cât este y minus 2. Totul la pătrat este... Anca, te rog. Nu. Y pătrat. Y pătrat. Minus este. De două ori, prima ori, a doua. Minus 2 ori y, adică 4 y. 4 y și plus partea a doua la pătrat. Plus partea a doua la pătrat. 2 la doua. Că este 4. 2 la doua plus 4. Da. Și aici este 13. Mm-hmm. Îi mai rămâne cât lui 13 plus? Plus 9. Vezi că am consumat pe 4. L-am consumat pe 4 din 13 încă. De mi-am permis să scriu y minus 2 la pătrat, da? Plus, mergem mai departe, plus radical din Tudor. Radical din z. Da. Z plus... Nu prune impresiune. Lasă-mă faci. Z plus... Plus... 6. 6 e 2 ori 3. 2 ori 3, da. Z plus 3. Z plus 3 totul la pătrat, da? Da. Z plus 3...
Mă șmechiria, mă, hai ca să vă spun. Se împarte Z. Da, da, de 6 exact. La 2. Și de 3. Și asta e descoperit partea. A, și apoi să facă și la 4 plus 2. Sigur că da. Deci am spus din prima. Păi nu spun, mă, ca să vă prindeți și voi. N-ați vă spun tot, tot, tot. Deci partea a doua rapid se descoperă. Asta e ușor, mă, da. Deci Z plus 3 totul la pătrat. Plus... Plus 9, l-am consumat din 13. 2, 3, 3, 4, 4, 4, plus 4, 4, 3, 4, 3, 4. Da, da. Da, pentru că 4 și 9, 13. Da. Nu am zis nimic, nu am corect, zis nimic. Atenție, dar nu este important. Important este să ne urmărim. Am pus capul de radical și ar fi x minus 1. Bă, șmechere, ce ești tu, ce faci iarăși? Nu-i adunare aici. Că dacă ar fi așa, da, scapă de la da, așa poate, da, dacă ar fost înmulțire, este ăsta în față. Dar el dumneavoastră are, mă. Te-ai pierdut pentru mine. Ia să vedem. Cum face? Nu punem un... Cum este x minus 1 totul la pătrat? X minus 1 totul la pătrat? Este x la pătrat... Nu, 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 nu desfacem. Lasă-mă, abia strâns acum văd. Ai văzut cu cât de greu de am strâns. E pozitiv, domn profesor. Da. Deci... O, scoate cu modul! Ei, da. Ai dat pe asta. Adu-ți-o-i pe da. Bă, nu auzi că n-ai voie, mă, că e adunare. Ai sancționează-i. O, sancționează-i. Nu, nu, el a spus-o din toată inima. Deci, nu-l pot sancționa când l-a spus așa de convingător. Tocmai mi-am atras atenția că nu se poate, el opera și tu ai operat încă. Deci dacă ar fi fost la din urma mulțire, atunci, da? Vreau să vă spun, x minus 1 totul la pătrat, cum este tot timpul? Pozitiv, mai mare, egal decât 0. 0. Scrie pătrat. Deci x minus 1 totul la pătrat e mai mare, egal decât 0. Adunăm un 1 în ambii membri și devine echivalent. Vă spune că x minus 1 totul la pătrat plus 1 e mai mare egal decât 1. Da. E adevărat, dacă am pus și un 1 și în stânga și în dreapta, extragem radical de peste tot și din stângul și din dreapta și este echivalent, vă spune că radical din x minus 1 la pătrat plus 1, e mai mare egal decât radical din 1, da? Care face cât? Radical din 1 este 1. 1. Bun, lăsăm așa. Dedesubt. Y minus 2, totul la pătrat, e mai mare egal decât 0? Da. Da. Cât s-a adunat în ambii membri? Cu 2. 2. Cu 9, mă. Aaaa, dacă vreau așa, dacă vreau așa, de acolo mă duc. Deci adunăm pe 9. Și echivalent cu tu doar x, x minus y. Y minus 2 totul la pătrat plus 9 mai mare sau egal decât 9. 9, sigur, că e 9 și cu 0, nu? 9. Extragem radical din ambii membri. De ce fac eu extragerea asta? Pentru că așa am radical aici. Ce vrei să fac? Corect. Să vrem să ajungem la o formă mai sus. Deci radical. Radical din y minus 2, totul la a doua, da. Plus 9. E mai mare egal, mai mare sau egal decât radical din 9. Din 9 care dă 3. 3. Deci la extrag și din stânga și din dreapta, da? Da. E mai mare egal decât? Radical din 9. Și egal 3. Radical din 9, hai să spunem așa, din 9, care face 3. Îl construim și cealaltul. Z plus 3, totul la pătrat. Cum este Z plus 3? Mai mare sau egal? Da, Z plus 3 totul la pătrat. Și adunăm cu 4. Așa, Z plus 3 totul la pătrat e mai mare egal decât 0. De ce să adunăm 4 mai azi? Așa a spus dumneavoastră. Nu, că așa spune greșițiul, mă. Da. Și dacă puteau ceva, ce puteau? Așa a spus domnul profesor. Nu mai știu. Profolai. Da, da. Da, profolai. Măi, măi, după... Verifică după nu... Google. Da. Adică, pentru că greșițiul mă trimite să adun 4. Dacă adunăm 7, adunăm 7. Da? Dacă adunăm 5, da? Dacă adunăm 5, 5, da? Deci plus 4 aici, da? Și devine ce Anca? Echivalent cu? Da, Anca. Z plus 3 tot la puterea a doua, plus 4. Deci Z plus 3 tot. Penalizare. Hai, 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 hai.
Z plus 3 totul la 4. La 2. La 2. Z plus 3 totul la 2. Plus cât, Anca? Plus 4. 4. E mai mare egal decât? 4. 4. Măi, Anca, am adunat pe 4 și în stânga și în dreapta. 0 și cu 4 face 4. Deci nu este un moft al meu, da? Când am zis, adunăm de 1 și în stânga inegalității și în dreapta, asta iată că a devenit x minus 1. Dar de ce pe 1? Pentru că așa era sub exact. Supra-decal. Corect. De ce am adunat plus 9 și în stânga și în dreapta? Pentru că era plus 9 în supra-decal. Da. Deci va fi echivalent, te rog, Anca, cu... Radical. Radical din Z plus 3 totul la puterea a doua plus 4, care este mai mare sau egal decât radical din 4 radical cu 2. Z plus 3 totul la a doua plus 4, mai mare sau egal decât cu radical din 4, care egal cu 2. Ce spune să fac aici? Acum ai înțeles? Ce să fac acum? Ce trebuie să fac cu ăsta? Să le adunăm. Să le adunăm. Să le adunăm. Tragem linii și adunăm membru cu membru. 1, 2 și 3. Ce este egal, nu? Ce e îndreptat adună? Da. Nu știu. Deci apare radical din Anca, apare x minus 1 din prima. X minus 1 la plus 1. Nu? Da. Plus sub radical. Plus al doilea radical. Y minus 2 pe puterea a doua plus 9. Y minus 2 totul la a doua plus 9. Plus AD. Plus radical din Z plus 3 totul la a doua plus 4. Și mă trebuie să fie mai mare egal cu 6. Nu, e mai mare egal. Mai toate. Mare egal cu 1 și cu 6. 6. Păi așa trebuie să fie. Da, dar e egal. Păi da, păi mai mare sau egal? Linie nu, dar egal. Trebuie să fie egal. 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 Când crezi că sunt? Când va fi? În suma e 6. Deci, Adi, când crezi tu că în loc de mai dispare mai mare asta și este numai egal? Când crezi? Deci întrebarea mea sună clar. Da. Așa s-a deci zic încă o dată. Miruna, nouă ne s-a zis să fie egal. Când crezi tu că dispare varianta cu mai mare și nu mai egal. Nu mai egal. Când se întâmplă să fie egal? Dacă și numai dacă. X egal cu atât. Nu. Dacă și numai dacă. Aia nu e cumva mai mare decât 7. Adică 7, drag. Dacă ați fi mai... Păi dacă am deosat că e... Nu-i care mai... aia? Toată aia. Toată expresia asta? Da. E mai mică decât 6. Dar n-am arătat că e mai mică. Am arătat că e mai mare egal. Am arătat că e mai mare egal. Și când este numai egal, numai varianta egal? Cu toată aia e mai mică decât 6. Nu, păi dacă e mai mică decât 6, nu e. Nici nu e. Y plus Z, nu, adetiți, atenți că este varianta în care vă invit acum să fiți pe fază, spunând așa. Eu am numărul ăsta, e mai mare egal decât 1. Ăsta e mai mare egal decât 3. Ăsta e mai mare egal decât 2. Și când suma asta e egal chiar cu 6? Când e egal cu... Când toate astea au egal. Și asta să aibă egal cu 6. Deci se întâmplă ca să fie, să dea 6 exact, dacă dispare mai mare de aici, la fiecare. Da. Dacă dispare mai mare și fiecare egal cu 1, asta egal cu 3, asta egal cu 2, atunci... Egal, așa și scrieți. Da? Așa și așa scriem. Da. Deci devine egal dacă și numai dacă. Deci este egal cu 6. Dar atenție că era mai mare egal decât 6. Exact. Și spunem E. Hai să notăm cu E. E de XY. Expresia asta. E de XY. E de XY. Este 0, dacă și numai dacă. Nu este 0, este egal cu 6. Nu? Este egal cu 6. Dar dacă e și numai... Se e de XY și Z. Da, 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 foarte bine. Deci trebuie să spunem că este o expresie în 3 necunoscute. În 3, da. Expresia e de XY și Z. Iată, ăsta este un semn.
Da, este dacă, dacă și numai dacă. Care pe rând? Asta de aici, radical din x minus 1 la pătrat plus 1 să fie egal cu 1. Dacă apoi și numai dacă. Și obligatoriu și cealaltă. Y minus 2 la pătrat. Radical din y minus 2 la pătrat. La pătrat plus 9 egal cu 3. Egal cu 3 și radical din z plus 3. Da. La pătrat plus 4 este egal cu 2. Da? Deci, insist. Noi, plecând de la chestiile acestea, adevărul știute, ceva la pătrat e pozitiv. Am adunat unul din nevoie de a construi expresiile sub radical. Am adunat 9 pentru al doilea. Am adunat 4. În ambii membri am făcut-o. Radicalul din stânga e mai mare egal de radical din dreapta. Am construit astea. Le-am adunat pentru că așa îmi spune să fac expresia. Și mi-a ieșit că toată asta e mai mare egal decât 6. Ca să fie egal, toate trebuie să fie egale. Că dacă una e cu mai mare, strică tot. Deci asta am spus acum. Ca să fie 6, toate trebuie să fie egale. Așa, așa trebuie să scrie. Da, da, exact așa. Cu 1, cu 3 și cu 2. Și acum continuăm. Echivalent. Plus 4 era ultima, domnule. Z plus 3 la pătrat. Nu, nu. Z plus 3 la pătrat plus 4 egal. Plus 4, da. Egal cu 4. Da, da. Dar tu ai spus bine, dar eu am greșit, da? Da. Echivalent cu... Ridicăm ambii membri la pătrat ca să scăpăm de radical. Corect. Deci echivalent cu... x minus 1 la pătrat plus 1 egal cu 1. Și y minus 2 la pătrat plus 9 egal cu 3 și z plus 3 la pătrat plus 4 egal cu 2. Egal cu... cu la pătrat, domnul profesor, egal, egal cu 1 la pătrat. Aici egal cu 9, iertați-mă. Și egal cu 4. Și egal cu 4. Că ridicăm la pătrat și stânga și dreapta. Deci cum era așa ca să dispar radicalul la pătrat și 1 la pătrat este bine. Aici... Da. 3 la a doua face 9 și 4 la, 2 la a doua face 4. 1 cu 1 se termină. 9 cu 9 și 4 cu 4. Da? Și de aici rezultă echivalent cu varianta adică cu cine? Egal cu... Dacă s-a dus 1 la pătrat, doar x minus 1 la pătrat egal cu 0. Deci am că x minus 1 la pătrat egal cu 0. Că y minus 2 la pătrat egal cu 0. Și că z plus 3 la pătrat egal cu 0. Și când se întâmplă ca un pătrat pe text să facă 0? De cât aici dacă am 0. Corect. Deci de aici înseamnă că x minus 1 egal cu 0. X minus 1 egal cu 0, adică x egal cu 1. Cealaltă, y minus 2 egal cu 0. Numai 0 la pătrat face 0, da? Uh-huh. Egal cu 0, adică y egal cu 2. Și z... z plus 3 egal 0, adică z egal cu minus 3. Și atunci am găsit. Cele trei valori sunt x egal cu 1, y egal cu 2 și z egal cu 3. Minus 3. Da? Minus 3. Acestea sunt cele trei valori pe care trebuie să le descoperim. Pentru care dacă înlocuiți aici, vă dați 6. Să ne convingem. Da, și neapărat așa trebuie să lucrăm. Așa. Întâi plecăm din mai mare egal și după aceea în egal. Obligăm, deci așa e corect. Nu mai mare egal, mai mare egal, mai mare. Și după aceea plecăm. Am construit tot, tot, tot. Și ni se cere egal. Dacă continuăm, dă 6. Da. Păi 1 plus 2 e 3, 3 minus 3 e 0. Unde? A, dacă ne adunăm, dacă mai facem cata aia și le schimbăm și... Nu, 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 locuim pe X. Păi acum locuiești în expresii, pe X și dă 6. 1, 2 și 3 da, și vedem. Sigur, așa, da. Sigur îți dă 6, da? Sigur că este asta de aici. Da. Da. Și vine 1 minus 1 cât face? 1 minus 1 face 0, 0 și 1 e 1, 1 și radical din 1 e 1. Aici radical din 9. O să fie 3 și acum 2 și dă 6. Cum numai atunci, da, mai varianta asta. Trebuie să mai facem unul. Yes, da, da, da. Mai facem unul ca să vedem dacă ați înțeles. Da, este ceva nou pentru voi. Deci este o redactare și este, dacă vreți, din punct de vedere... Mai avem tișmați. Nu contează, dar mai facem unul. Unul face geometrie. Mai facem deci mâine nu ne vedem. Da, mai facem unul. Și bine, e bine să facem așa, da, cum zice mama, și sunt de acord. Recompensăm pentru mâine. Vedeți? Vedeți?
Eu am atâta răbdare. Exact. Deci profesorul din mine se sesizează cât aș fi de obosit și de dimineață, credeți, am avut el probleme, nu mai eu știu câteva probleme. Dar nu mă interesează. Acum eu nu mai mi-aparțin, ci vă aparțin vouă. Corect. Da? Domnul profesor vrea să vă... Da. Ca să se convindă, ca să înțeles. Hai să facem pașul, că nu-i trebuie. Asta. Deci cât îți este ține? Unul și Ganta mai face. Oricum, da. Facem hașul. V-a dat mult pentru că este și weekendul ca și temă, știți, domn profesor, le-a dat da. Mult. Da, n-am lucrat așa ceva în clasă. Extraordinar. Sigur, Anca. Miruna, eu vreau de la tine altceva. Da, exact, altă atitudine. Vreau să vezi, să fii în poziția aceea care spun, nu cauți modele. Corect. Deci tu, dacă tu ne-am lucrat în clasă, nu mă interesează, nu-i corect. Pierzi. Ne ridicăm un pic mai sus. De la nivel la ce înseamnă, repetăm mecanic niște lucruri pe care le-am făcut la clasă. Corect. Deci trebuie mult. Eu singur mă ajunge și m-aș uita, ia să văd, ăsta pot să fac, ăsta pot să fac, mai mult. Nu spune de nimic la temă, decât ce am făcut în clasă. Extraordinar. Miruna, depășim așa. Exact, sunt situații în care a vrut să vadă dacă și fără să fi făcut modelul, exact. Elevul din bancă așteaptă numai model. Corect. Modelul din clasă, când s-a făcut să fac tema, dă pic că ai țeles, dar dacă are model. Corect. Și să te-ai văzut, că ai văzut și tu. Ai fost astăvară, ați văzut împreună acolo. Eu n-am fost. Dacă, dacă eu aș fi spus, nu mă interesează să mă gândesc la ceva. Pentru că deocamdată ești numai stupul ăsta, varianta asta de stup. Nu, progresul se produce dacă ai și spirit de curiozitate de a face și lucruri nefăcute vreodată. Este spectaculos să faci lucruri nefăcute vreodată. Asta trebuie să înțelegem. Hai să vedem. Radical din 2x pătrat. Radical din 2x pătrat. 2x pătrat. Minus 2 radical din 6x. Numai radical din 2x. Radical mare, domn profesor. Lung. Radical din 2x pătrat minus 2 radical din 6x plus 4 plus radical lung din 3y pătrat minus 2 radical din 15y minus 2 radical din 15y plus 9 plus radical lung din 2z pătrat minus 4 radical din 3z plus 31 egal cu 8. Egal cu? 8. 8. Miruna, te rog să te concentrezi că tu ești la marșă. Ați terminat-o, domn profesor. Nu. Să-i creez o bună dispoziție. Hai, te rog. Asta. Hai să luăm deoparte pe asta, te rog, da? Ești de acord cu mine? Da. Deci 2x pătrat minus 2 radical din 6 ori x plus 4 egal tu. Un 5. Baiena. 2x. Atenție! Eu știu că dacă scriu că aș fi 2x, mai merge acolo. Atenție aici, aici. Vreau să fie un pătrat perfect aici. 2x pătrat, cum îl pot scrie ca totul la pătrat. 2x pătrat. X plus 1. Am mai făcut asta. 2x pătrat, cum îl pot scrie totul la pătrat? Da, pe 2x pătrat scrie aici totul la pătrat. Nu. Radical din 2. Asta e, mă. Radical din 2 ori x, totul la pătrat. Păi 2, la, adică ce radical din 2 la pătrat face? Face 2? 2x pătrat, da? Da? Da. Atenție. Deci, eu am vrut să fie prima parte la pătrat. Dar era 2 ăsta care încurca. Nu-i nimic, l-am băgat sub radical și adică la pătrat. Și rămâne 2x pătrat. E bine, nu? Am prima parte acum.
Și acum? Minus 2. De două ori am pe 2. Da. De două ori. Radical din 3. Minus 2. Ori prima parte, Miruna. Ori radical din 2x. Da. Ori radical din 3. Ori radical din 3, foarte tare. Plus radical din 3. Radical, da? Plus 3. Deci plus radical din 3 la pătrat să înțeleagă tot omul. Și plus 9, ca, sau plus 4 era în băgeacă, da? Plus 3, plus 1. Plus 4. Am pus noi. E 3 și plus 1. Da. Păi, plus 1. Perfect. Ce calmă e luna mai departe cu Anca, te rog aici. După aranjarea asta, care e binomul? Ah. Radical din 2. Radical din 2 ori x. Minus. Minus. Radical din 3. Da, atenție. Minus. Radical din 3. Totul la pătrat. Minus radical din 3. Totul la pătrat. Pătrat. Anca, plus. Când ai văzut pătratele perfecte, ce fericită ești. Asta e partea a doua, da? Prima parte și partea a doua. Deci radical din 2x minus radical de la pătrat plus 1. Ne ocupăm a de la manșă. 3y pătrat. O, dar eu sunt omoră de tot, habar n-am unde sunt. Păi dacă ești atent? A? Da? Un punct de analizare. Da, ai văzut? Ai văzut în capcană. Tocmai cerea să o sancționăm pe Anca. Și ai văzut că ai plecat și tu în partea asta. Adi, hai să reluăm din nou. Îi dăm o șansă? Sigur că dăm o șansă. Okay. Îl invităm acum să fie foarte atent și spune-mi unde n-ai înțeles din partea asta. Am înțeles. Dar ai terminat de scris? Da. Hai să ne ocupăm de cealaltă. 3y pătrat minus 2 radical din 15y plus 9 egal cu? 3y putem să scriem ca fiind radical din 3y totul la a doua. Deci 3y pătrat îl putem scrie. 3y pătrat. Radical din 3y totul la 2 minus 2 ori ai nevoie de el. Ori, ce fericit. Ori. Ori. Prima parte. Trebuie să o copii. Radical din 3 ori y. Asta e prima parte. Și ori cât a din continuare ca să dea 15. Ori, radical din 15. 5. Radical, da, din 5. Radical din 5. Ori radical din 5. Plus radical din 5 pătrat. Sigur, da. Plus radical din 5 la pătrat, care înseamnă 5. Și tu ai avut aici 9. Da, plus 4. Plus 4, mă. Care înseamnă, Anca, ce binom? Radical din 3y. Radical din 3 ori y. Plus? Plus sau minus, Anca? Că am zis plus. Este minus. Minus, că îl vedem pe ăsta, minus. Minus radical din 5, totul la puterea a doua. Minus radical din 5, totul la a doua. Da? Totul la a doua. Și plus cât mai este în pătrare? Plus 4 ăsta. Ne ocupăm, Anca, la pupitru. Deci, 2z pătrat, Anca, ne ocupăm de asta. 2z pătrat minus 4 radical din 3z plus 31 egal cu radical din 2 așa, radical din 2 ori z totul la pătrat umblăm 4 la 4 ăsta și zicem 2 că ai de 2 ori. Deci 2 ori 2, radical din 3, z, da. 2, minus 2, ori. Minus de 2, ori prima parte, 2 ori radical din 2, z. Și ori cât ți-a mai rămas până să ajungi la 4 radical. 2 radical din 3. 3, trebuia, nu? 3. Deci eu am fost radical din 3, dar... M-a corectat după aia. Aici, nu, trebuie să mă uit de acolo, da? E 2z pătrat. Radical din 3. Unde zis cu minus. Așa, aici e radical din 3, da? Da, așa. Așa, și aici e radical din 2. Deci, tot greșit?
Nu trebuia să fie așa este data aici, greșiți-o, 2z pătrat minus 4 radical. 2z pătrat minus 4 radical din 3z. Minus 4 radical din 3z. Nu putea să scrie așa? 31. După radical din 2z tot la pătrat, minus 2 ori 2 radical din 3, z. 2 ori... Că avem acolo 4. Deci minus 2 ori 2, 2 radical din 3z. Radical din 3z, de acord cu asta. Dar acum numai prima parte, vezi tu? Prima parte era radical din 2z. Înseamnă că pe radical din 2 ăsta... Aceea ce lăsăm așa, că văd ceva cu radical din 3y, cu aici radical din 3 și sus... Nu, aici trebuie să facem pătratul perfect, suntem în bucata asta. Deci nu ne mai interesează. Păi uite cum facem. Îl băgăm pe radical din 2 ăsta, care era 2 simplu, și radical din 2 la pătrat. Știți bine că era un 2. De unde l-am găsit pe 2 ăsta? De din 4. 4 egal cu 2 ori 2. Deci le-am încă o dată să înțelegem aici, că dacă nu prindem, nu putem face niște. Deci, Anca, v-am spus că 2z pătrat se surprinde ca radical din 2z, tot la pătrat, așa știu, da? Da. Minus, umblu la 4 și zic minus 2. Prima parte aici. Radical din 2 ori z, e prima parte, ori cât ar mai trebui să fie partea a doua, încât să ajung la 4 radical din 3 z. Ori? 2 ori... Ori radical din 3 trebuie să fie neapărat, ca să completăm, radical din 3. Ori 2. Și ori radical din 2, Miruna. Radical din 2 ori radical din 2 va face 2. Deci radical din 2 ori radical din 2 va face 2. 2 ori 2 ăsta face 4. Da? Și rămâne 4 radical din 3. 4 radical din 3, z. Insist încă o dată că aici nu vei clar. Ieșițiul este mai dur aici. Din ce motiv? Că era doar atât. 4 radical din 3, z. Și eu l-am rupt pe 4 ca 2 ori, da? De 2 ori, prima parte. Prima parte o am deja. 2 ori radical din 2z. Ori, partea a doua care îmi completează până ajung la 4 radical din 3. Radical din 2 ori radical din 2 va face 2. Și 2 acela ori 2 face 4 și mă țin cu radicalul din 3 care era. Și plus partea a doua la pătrat, adică cât ar să fie partea a doua la pătrat? Radical din 3 ori radical din 2 totul la pătrat. Adică radical din 3 ori 2. Da. Poți sub aceeași radical. Și 3 ori 2, nu? Radical din 6. Deci plus radical din 6, totul la pătrat. Totul la pătrat. Dar radical din 6 la pătrat cât înseamnă? Înseamnă 6. 6, da. 6 până la 31, dacă am urcat, 25. Plus 25. Și că atunci egal mai departe, Anca mă spune care e binomul. Zic eu. Radical din 2. Lasă-l să zic. Te rog. Sigur că da, trebuie să fim mai atenți, să nu venim peste celălalt, că este chestie de politețe în dialogul pe care îl facem, da? Să te rog, hai să vedem. Radical din 2z. Minus... Minus, trebuie din ăsta. Minus radical din... Minus radical din 6, totul la pătrat. Și plus 25. Plus 25. Și iată, performanța este aranjată, că pe fiecare expresie de sub radical... Și apoi scriem... Deci luăm. Se știe că radical din 2, x minus radical din 3 la pătrat, e mai mare egal decât 0, nu? Deci pornim. Miruna, te rog să vorbești. Radical, da. Deci egal cu... Nu e egal.
Deci plecăm de la radical din 2x minus radical din 2x minus radical din 3 minuna totul la pătrat i mai mare egal decât 0. Nu. Da, da, mai egal decât 0. Adunăm cu 1. Adunăm plus 1 și rezultă de aici Anca că radical din 2 ori x minus radical din 3 zică rog, totul la plus 1 plus 1, că adunăm în 1 în ambii da. Membre plus 1 mai mare egal decât 1. Mai de unde știm că radical din 2x minus radical din 3 la 2 mai mare egal decât 0? De unde știm? Păi ce, indiferent ce pui acolo, ori negativ, ori pozitiv, la mai pătrat, mai tot da. Pozitiv, da? Da? Totdeauna, un număr la pătrat e mai mare egal decât 0. E pozitiv. Am văzut, da, dar facem efortul ăsta un pic ca să terminăm, ca să terminăm. Gata. Da. E mai mare egal decât 0 și am adunat un 1 la ambii membri. Da? De desubt. Cealaltă, radical, radical din 3y. Deci radical din 3y minus radical din 5 totul la pătrat e mai mare egal decât 0. 0 adunăm cu 4. Deci rezultă că radical din 3y minus radical din 5 totul la pătrat plus 4 mai mare sau egal decât 4. Da. Și cealaltă, Tudor? Radical din 2z minus radical din 6. Radical din 2 ori z minus radical din 6 totul la puterea a doua plus 20. E mai mare egal decât 0. Da. Și rezultă că rezultă radical, că radical, adunăm ce ambii membri? 25. Și rezultă că radical din 2z minus radical din 6 totul la puterea a doua plus 25 mai mare egal decât 1. Acum le adunăm, vă spuneați. Acum le adunăm, nu? Da, și rezultă că radical, expresia aceea e de x, y și z va fi mai mare egal decât, hai să le adunăm, am zis extras radicalul, am făcut radical toată povestea. Radical din 2x. Adică radical mai lung? Nu, nu, adică. Am extras de sub fiecare, da. Am scris toată expresia, uite asta de sus, adică. Da, dar n-am putut sub radical. Bine, atunci haideți să facem un pic mai lent. Deci, cum asta e mai mare egal decât 1? Extragem radical din exact, ambii da. Membri. Deci, înseamnă să echivalent. Să dea urtul ăla, domn profesor. Echivalentul radical din 2 ori x minus radical din 3. Radical din toată asta la pătrat. Da? La pătrat. Plus 1 e mai mare egal decât 1. Radical din 1. Da, corect. Da? E mai mare egal decât 1. Deci, atenție. Fiind asta mai mare egal decât 1, extrag radical din toată partea stângă mai mare egal decât radical din partea dreaptă, din 1. Care va face cât? 1. Da. Pe urmă. Radical din toată partea asta din stânga, de parte, da, mare egal decât radical de 4. Adică 2. Adică 2. Deci radical din 3, y, minus radical din 5, totul la pătrat, plus 4, e mai mare egal decât 2. Corect. Sper că s-a înțeles de ce. Da. Radical din 4 face 2. Și, în sfârșit, radical din radical din 2, z, minus radical din 6, tot la pătrat, și plus 25, e mai mare egal decât 5. Acum când le adunăm, ca da, să avem da, expresia. Când le adunăm, tocmai expresia e de x, y, z. Dă 8. Deci mai mare expresia egal e de x, y, z, așa, e mai mare egal decât 8. 8. Dar, cum dar, doar egal. Dar, e de x, y și z era egală cu 8. Corect. Se întâmplă asta dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Fiecare în parte egal cu 1, cu 2 și cu 5. 5. Dacă și numai dacă. Radical din 2. Prima. Din radical din 2x minus radical din 3. La pătrat plus 1 egal cu 1. Corect. Dacă radicalul celălalt, din radical din 3y minus radical din 5 totul la pătrat plus 4 face
2. Și în sfârșit radicalul al treilea. Radical din 2, Z. Radical din 2, Z. Z. Minus radical din 6. Așa, totul la pătrat. Plus 25, egal plus 25, egal cu 5. Și asta se întâmplă dacă și numai dacă, ridicăm după ce la pătrat. Ridicăm la pătrat pe fiecare în parte. Ce să ne dea? Dispare radicalul în stânga și aici 1 la pătrat face 1. Da. Vine radical din 2x minus radical din 3 totul la pătrat plus 1. Plus 1 egal cu 1. Apoi. Dacă și numai dacă radical din 3y. Radical din 3y. Minus radical din 5 totul la pătrat. Plus 4, se egal cu 4, că 2 la pătrat face 4. Și radical din 2z, minus radical din 6, totul la pătrat. Și dă face așa. Plus 25. Plus 25, se facă 25. Ei, 1 cu 1 se duce, 4 cu 4, 25 cu 25, asta înseamnă dacă și numai dacă, pătratele schizeau. Da, radical din 2. 2x minus radical din 3, totul la pătrat, e egal cu 0. Da, facă 0. Da. Radical din 3y. Minus radical din 5 totul la pătrat e egal cu 0. Da. Și radical din 2z minus radical, radical din 2z minus radical, radical din 6 totul la pătrat e egal cu 0. Și când pătratele fac 0, dacă ele, bazele sunt 0. Deci de aici rezultă dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă vom avea radical din 2 minus radical din 3 minus radical din 3 se facă 0. Și scriem cât e x-ul? Da, sigur că x-ul e egal cu radical din 3 pe radical din 2. Și egal cu radical din 6 pe 2. După aceea, dacă radical din 3, y minus radical din 5 minus radical din 5 se facă 0. Ce e ce mă duce spre y egal cu radical din 5 pe radical din 3? Da. Raționalizați pe cât mai am aici. Radical din 15 supra 3. Da. Și radical din 2z plus radical din 6. Radical din 2z. Plus radical din 6 plus radical egal din 0. Plus radical din 6 sau minus radical plus, din 6? Plus, plus. Plus, plus. Plus radical din 6, atunci... Noi, minus. Minus a fost. Da, da, minus, acolo. Minus. Da, uite acolo, minus. Un jos. Minus, domnul profesor, minus. Minus radical din 6. Este egal cu 0. Ceea ce înseamnă că z egal cu radical din 6 pe radical din 2. Da. Adică radical din 12 pe 2. Iată perechele x, y și z pentru care se întâmplă egalitatea sunt acestea. X egal cu, să le scriu aici, x egal cu radical din 6 pe 2. Radical din 6 pe 2, așa am găsit. Da. Y egal cu radical din 15 pe 3. 15 pe 3. Și z egal cu radical din 12 pe 2. 12 pe 3. Sigur, exercițiul este spectaculos, foarte frumos, interesant, dar... Frumos, dar sunt foarte lungi. Deci, da, și, foarte și, grad, și grad de dificultate sporit. Sporit, da, dar da. Acum sunteți obosiți, mâine o să vedeți ce frumos o să lucrați. Mâine? Mâine. Dar mai ales, acasă, mai ales că aveți lecția făcută, vă uitați, o sunteți obligați să vă uitați. S-o tăia singur, domn profesor, da? 1 și 3. Cât? 1 minut și 3. Ce, o oră și 3, pardon. Da, oprește, 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 dar mai faceți sinteză? Stop, lasă-o un pic să fac. Faceți un pic de sinteză. Ce spun, vă spun, sunteți obligați să vă uitați pe film. Și la ăsta. Și la ăsta, dar cu atât mai mult la ăsta. Cu atât mai mult la ăsta. Exact, o să vă uitați, mai aveți și de făcut, dacă n-ați înțeles ceva. Și o să-l înțelegeți foarte bine. N-am făcut decât primul și ultimul, eu ce ești. Weekend plăcut, asta ziceam și eu. Ai să le faci, să lasă că știe să le facă, de ce să zic că nu știu dacă știe? Știe, sigur că știe. Voi da care ne mă obligă? Descompunerea în factor folosim formulele. Am fost așa. Descompunerea în factor folosim formulele. Restrângerea binomului a fost așa. Așa, restrângerea binomului. G-rea binomului. Da, restrângerea binomului, sumă și diferență, da? Sumă și diferență. 2. Formule de calcul prescurtate, puteați și de acolo. Formule. Da. De calcul prescurtat. Descompunerea în factori. E bine? Da. Prescurtat.
Exact. Pătratul perfect este totdeauna mai mare ca 0. Corect. Pătratul perfect mai mare egal ca 0. 4. Când pătratul perfect egal cu 0, când pătratul perfect egal cu 0, da. Și aici am avut radicali proprietăți, operații cu radicali, da? Radicali. Proprietăți. Operații cu radicali. Probleme grele. Ai rămas cu ideea că au fost probleme grele? Ești da, da, și când înțeleg s-a supărat pe ei că 7 copii nu și-au făcut tema și a sărit nu știu câte pagini și vă dați seama că i-a terminat. Da. Și le-a dat special ca să... Da, da. Dar trebuie să spunem un lucru. Ele se încadrează în ceea ce înseamnă tema de făcut și numai dacă muncim de la o zi la alta putem avea rezultate. Exact. Și tocmai acele pagini lipsă care sunt peste, puteți să le lucrați. Antrenamentul făcut pentru Anca. Antrenamentul făcut pentru strângerea, desfacerea binomului te ajută aici. Foarte tare. Da. La revedere, dragilor. Pe luni. La revedere. Eu care am mai avut voce a discuției cu finalul. Ce să mai zic, Adi era terminat.